Hei, încă un video, încă un puzzle. Și când vezi așa un puzzle, te gândești că e ceva pentru copii. Hai să vedem. Cam așa arată piesele de puzzle și toate au forme diferite. Și conține trei tipuri de provocări. Două provocări în 2D, care o vezi aici deja rezolvată. Și a doua este pe spatele cutiei, care are o formă un pic mai complicată. Partea bună este că poți să începi cu un nivel mai simplu. Nivelul 1 pentru începători. Și apoi să ridici nivelele până ajungi la cel mai complicat. Tot așa cu a doua provocare. Și apoi cu a treia, adică piramida, care mi se pare super mega complicat de rezolvat. Dar partea și mai fain este că la sfârșitul acestei broșuri îți este prezentat rezolvarea la toate nivelele de dificultate, începând cu provocarea 2D până la piramidă. Așa că dacă nu reușești să rezolvi, nicio problemă. Copii fix așa cum ai copiat la examen la matematică. Bun, voi rezolva cel mai simplu nivel. Apoi, cel mai complicat. Hai să vedem diferența. Mai întâi citește regulile. Două provocări în 2D. Alege o provocare. Plasează piesele de puzzle așa cum este indicat. Nu ai voie să schimbi poziția pieselor date în provocare. Încearcă să umpli spațiile goale cu toate piesele de puzzle care au rămas. Există o singură soluție de rezolvare. Hai să văd în cât timp voi rezolva nivelul 1, care pare destul de ușor. Da, cel mai simplu nivel a fost super ușor. Acum hai să vedem cel mai complicat. Hai să vedem în cât timp voi rezolva nivelul cel mai complicat la 2D. Da, în carte spune că este doar o singură soluție de rezolvare. Dar deja se vede că îți dai bătaie de cap. Pentru că chestia asta poate să vie și în partea asta și în partea asta, de exemplu. Da, nu o să fie așa de ușor. Da, asta, de exemplu, poate să vie și așa, poate să vie și așa. Trebuie să o strângi odată până la urmă, să vezi unde e greșeala, să te întorci înapoi și tot așa. A, gata, văd rezolvarea, Uitați-vă, rezolvarea este aici. De exemplu, asta așa. Și ultima piesă. Aici. Perfect. Mă gândeam că o să fie mai complicat un pic, dar cred că am pus piesele din prima bine. Și acum cu piramida voi face la fel. Rezolv nivelul 1 și nivelul 100. O piramidă în 3D. Scoate toate piesele de puzzle și pune-le în capacul transparent. Partea de mijloc a acestei cutii are găuri mai adânci și formează un pătrat. Acesta este nivelul solului pentru provocarea 3D. Alege o provocare. Fiecare provocare arată poziția unei piese de puzzle în cele 5 straturi ale piramidei. O piesă de puzzle poate fi plasată orizontal sau la unghi de 45 de grade. Plasează piesele de puzzle așa cum se arată în provocare. Nu ai voie să schimbi poziția pieselor de puzzle date în provocare. Bilele albe indică locurile din piramide care încă sunt goale. Cel mai simplu nivel la piramidă.
Așa, nivelul 1 nu pare deloc complicat. După cum vedem, au rămas două piese care se văd evident cum trebuie depuse. Eu, de exemplu, o văd pe asta, nu, pe prima pe asta o văd aici. Așa. Și a smic în vârf. Piramida e gata. Și acum, ultimul nivel. Așa, ultimul nivel are montată doar o piesă. Așa, doar o piesă. După câteva ore de încercări, după ce a început să mă doară și capul, am spus că asta e imposibil. Și acum, ca să termin acest video, hai să deschid cartea cu soluția 120 și hai să vedem împreună cum e posibil să rezolvi așa un puzzle din prima. Îl pun aici. Deci, primul strat. Așa. Asta este loc. Aici vine roz. Ok, colțul este liber. Așa, și acum îmi arată că piesa roșie va veni așa în colț până sus. Adică ar trebui să te gândești de la primul strat până la ultimul în ansamblu. Cum poți ști la început că piesa asta se pune aproape la urmă? Așa. Eu cred că trebuie să faci multe încercări ca să-ți dai seama de acest lucru. Așa, hai să mergem la al doilea strat. Verde vine aici. Acum, încă o piesă care e imposibil să-ți dai seama de la început cum poți să vii, care vine așa în picioare. Cum vezi, este loc între piesa oranj și piesa mov, care va veni această piesă verde. Și uite, aici va veni piesa roșie, care la urmă, piesa albastră, construiește tot vârful. Și piramida este gata. Da, am pierdut mult timp la acest puzzle și nici n-am reușit să-l rezolv. Și cred că soluția de rezolvare la acest puzzle este să începi cu nivelul 1 și să mergi înspre nivelul complicat. Când începi de la nivelul 1 spre cel complicat, înveți pașii rând pe rând a nivelelor de dificultate. Și așa înveți cum să strângi acest puzzle. Pune un like dacă ți-a plăcut și ne vedem în videoul următor. Pe curând!